Bună ziua, domn viceprimar, domnul Babii. Acum două zile a avut loc, mai exact ieri a avut loc ședința Consiliului Municipal Bălț, în care au fost abordate un șir de probleme a municipalității. Una dintre acestea a fost problema de la apă canal, în care dumneavoastră, la tribuna centrală a Consiliului, ați declarat că au fost înregistrate niște nereguli. Și puteți să ne povestiți ce a fost și de ce date dispuneți. Într-adevăr, este așa. Eu însă încerc ca să punctez unele momente pe care le-am punctat ieri, adică la ședința Consiliului. Într-adevăr, menționez că Inspectoratul Fiscal de Stat s-a adresat către primărie, către Consiliul Municipal și chiar pe o întrebare foarte serioasă în privința că întreprinderea municipală Apă Canal are restanță față de bugetul de stat în sumă de 605.000 lei. Tot în această scrisoare se menționează că întreprinderea Apă Canal are datorii cu termenul expirat de achitare față de Ministerul Finanțelor, în sumă totală de 282.000 dolari. Adică pentru ce aceasta? În sumele creditare, conform, ca dumneavoastră spuneți, sunt două momente. Primul moment, acordul de credit subsidiar din 31 ianuarie 2006 și, doi, contractul de recreditare a împrumutului destinat pentru alimentare cu apă și canalizare din 26 iunie 2006, încheiate între Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Regia Apă Canal Bălț, finanțate de Asociația Internațională pentru Dezvoltare în cadrul proiectului pilot de alimentare cu apă și canalizare în Republica Moldova. Banii, am înțeles că provin din Fondul Băncii Mondiale. Da, din Fondul Băncii Mondiale și banii cei se înțelege că contractul și acordul dat erau la moment foarte avantajoase. Ele au fost alocate 4,5 milioane lei în două tranșe. Prima tranșă 3 milioane și pe urmă a doua 1 milion jumate. Deci chestia concentră aceea că avantajos din ce punct de vedere? În primul rând, dobânda 1,5%, durata de 30 de ani și o grație, adică un fel de vacanță, 6 ani de zile. Și ce, s-au întors? Și iată ce cere Inspectoratul Fiscal. În primul rând, este o întrebare foarte serioasă. Se cere luarea măsurilor de rigoare în vederea onorării obligațiunilor fiscale. Și în decurs de 10 zile să fie informați anexându toate documentele confirmative. Adică în 10 zile dumneavoastră să veniți cu raport? Da, să înțelege că trebuie de văzut ce facem noi în timpul dat. Să înțelegi că întrebarea asta e foarte serioasă și de ce a apărut necesitatea ca să discutăm la Consiliul Municipal. Pentru a limpezi lucrurile, aș spune așa, voi spune că totuși întreprinderea dată are un statut al lor, are autonomie financiară, economică, organizațională și are propriul bilanț
Așa că el nu este responsabil pentru obligațiunile fondatorului său, adică Consiliul Municipal. Și, precum și fondatorul, nu este responsabil pentru obligațiunile întreprinderii. Și totuși, accentuez faptul, actualmente Apa Canal, adică întreprinderea dată, este într-o situație foarte deplorabilă. Și de aceea, necătând la asta, primăria, împreună cu întreprinderea dată, au făcut ce era posibil și în timp de 5 luni de zile, datorie față de buget, eu am vedere, s-a micșorat aproape de două ori, de la 1.120.000 până la 605. Dar în ce perioadă au acumulat ei această datorie față de fisc? Nu. Asta, cu fiscul asta, întrebarea asta de vreo câțiva ani. Dar totuși, problema, eu v-am spus cifra asta de două ori s-a micșorat, asta la bugetul național. N-are nimica cu bugetul, cu creditul dat. Întrebarea e mai serioasă cu creditul, care v-am spus că deja. Eu vreau să vă spun că, totuși, abordând problema ce ține de rambursarea sumei împrumutului, vreau să menționez că acordul de credit subsidiar, care a fost semnat la 31 ianuarie 2006, a fost încheiat la nivel național. N-avea nimică primăria de lângă creditul dat. A fost între Republica Moldova, care a fost reprezentată de Ministerul Finanțelor și nemijlocit Apa Canal. Și conform acestui acord, oferirea creditului respectiv urma să fie dat, cum am spus eu, în două etape. 3 milioane și 1,5 milioane. Pe atunci, asta e foarte spate dispus așa, pe atunci s-a stabilit drept sursă pentru stângerea datoriei, vor servi, era vorba de că vor servi veniturile obținute de către Apa Canal din tarifele funcționale. Adică la formarea și aprobarea cărora Consiliul Municipal trebuie să includă costul serviciilor în costurile de producție, fiind necesare pentru plata obligațiunilor creditare. Și la prima vedere era foarte normal. Și totuși, chiar din primele pași, s-a făcut lucrul ăsta și s-a început, adică rambursarea, cât de puțin. Dar când s-a oprit? Când s-a stopat? Și iată, pe urmă, s-a stopat asta peste, n-a durat nici un an de zile. Și cu toate acestea care v-am enumărat, conducerea întreprinderii a lăsat în parte aceste obligațiuni și aceasta a dus la un rezultat foarte trist, deoarece datoriile au început a crește. Adică, la moment, din cele 3 milioane, datoriile au crescut la 380.000 dolari. Și deja din 15 noiembrie 2015, din 1,5 milioane lei, deja dolari au crescut datoriile cu 73,5 milioane dolari. Deci, când s-a creat situația dată, și mi se pare că e posibil că știm de situația dată, Ministerul Finanțelor a luat o decizie de a impune bugetului municipal să onoreze obligațiunile asumate prin acordarea garanțiilor de stat pentru împrumuturi. Dar cum a motivat el această? Cum a putea el impune bugetul? A motivat prin aceea că s-a cerut o scrisoare de garanție. Așa se face peste tot în lume. Da. Da, așa se face.
Dar totuși s-a făcut că primăria a fost impusă. Deci Ministerul Finanțelor le-a propus, a fost o ședință specială și le-a propus ca să fie scrisoarea asta de garanție semnată, că pe urmă totuși datoriile astea vor fi stinse de bugetul de stat sau din sursele proprii sau din credite externe. Asta nu s-a făcut. Deci, pe atunci când s-a făcut ședința dată, autoritățile locale urmau să asigure numai deservirea tehnică, așa era înțelegere, a acestor active, prin administrațiile respective. Adică n-au eu comunică între primăria cu stângerea datoriilor. În concluzie, dacă enumărăm așa după expusele, prima, neîndeplinire de către autoritățile publice centrale a recomandărilor expuse în procesul celălalt verbal. Doi, iresponsabilitatea conducerii apă canal și, aș spune, lipsa controlului din partea cât primăriei, cât și a Consiliului Municipal. Și asta tot absolut a adus la un început unei situații de impas în care s-a pomenit astăzi primăria Municipiului Bălț. Era la curent atunci primarul ei împreună cu fosta conducere, adică a primăriei, împreună cu directorul Apă Canal și câteva persoane, a semnat această scrisoare de garanție după ce au constatat că a apărut această datorie față de creditor? Când a fost semnată scrisoarea, da. Încă nu era posibil de văzut care sunt schimbări, pozitive sau negative. Dar totuși nu s-a gândit la aceea că poate să apară așa o la așa un moment că absolut toate datoriile vor fi stinse de primărie municipiului Bălț. Și acum, având la dispoziție scrisoarea asta de garanții, Ministerul Finanțelor, cum s-ar spune, s-a spălat pe mâini în situația când aceasta este expres, în scrisoarea aceea era expres scris că în caz de neachitare de către regie apă canal Bălț asume împrumutate în termeni stabilite a contractului de credit, primăria municipiului Bălț îi acordă Ministerului Finanțelor dreptul de a percepe în mod necondiționat prin dispoziție în casă trezorereală sumă de 4,5 milioane dolari SUA de pe contul garantului, adică de pe contul bugetului municipal. Și această scrisoare este valabilă până la achitarea deplină a împrumutului. Deci, în aceste împrejurări este plauzabilă numai o singură soluție. De a achita acest împrumut din contul bugetului de stat. Și cum o va face? Sau din subsidiile, sunt două variante, sau din subsidiile din bugetul de stat, sub formă de investiții în construcții capitale, sau prin transferurile municipiului Bălț. Deci, alte modalitate de ieșire din situația care există acum la apă canal, ieșire nu este. Că, în primul rând, situația este foarte critică, cum ar spune, chiar e... Am putea acum spune că apă canal ar putea intra în insolvabilitate? Corect. Ați anticipat. În primul rând, vreau să punctez niște cifre. Datorie creditoare constituie la 1
sau la 1 ianuarie sau chiar și la 1 iunie peste 200 milioane lei. Adică acolo intră și datorii istorice, intră și datorii creditoare acum la 85-90 de milioane și creditele date. În sumă fac circa 200 de milioane. Rezultatul financiar pentru anul 2015 este negativ. Adică minus 43,2 milioane lei. Mai e mult ca atât. Din anul 2010 până în prezent este aplicat sechestru asupra conturilor bancare întreprinderii de către executorii judecătorești la această situație. Din are în vedere Red Nord, Red Nord Vest și Aqua Nord Soroca. După cum vă dați seama, blocarea și în continuare a conturilor de decontare duce doar la sistarea inevitabilă a funcționării întreprinderii date. Și actualmente, cum ați menționat și dumneavoastră, a apărut deja problema privind recunoașterea întreprinderii ca fiind insolvabilă. Dar, domnul viceprimar, dar clienții, consumatorii, au plătit doar facturile? Corect, îi plătesc facturile. Dar ce se întâmplă? Dar pur și simplu, nu la timp. Nu la timp era gândit tariful. Noi avem o situație extraordinar de grea. Pentru că când ne-am conectat la apă canal Soroca, până la conectarea dată, noi am avut posibilitate să onorăm toate obligațiunile că avem apa noastră din artezienii Bălțului. Și atunci era un cubometru de apă, un metru cub, era la 1,68 lei bănuți. După conectarea, aș s-a ridicat prețul până la 3,60 și pe urmă până la 4,60 lei de bănuți. Chestia concentră ce e că și atunci primăria a pus problema dată. Că cum reieșim din situație? Și la Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Ministerul Mediului, cu Ministerul Economiei, s-a convenit că diferența dată va fi totuși plătită de Ministerul Finanțelor. S-au făcut chiar unele calcule și au făcut ANRE-ul și ne-au spus că o să primiți în fiecare an câte 8-9 milioane lei. Ca un fel de compensație. Da, ca un fel de compensație. Și era vorba că în 10, dar cât au trecut, dar aproape 6-7 ani de zile, dar mă spuneți de făcut cât de puțin. Nimic nu s-a făcut, niciun bănuț n-a fost întors, n-a fost compensat. Și de aceea, pe lungul anilor date, s-au mărit datoriile date. Asta una la mână. Și doi, tarifele trebuie schimbate. De 3-4 ori s-au schimbat tariful la energie electrică, aici, din 2011, n-au fost schimbate tarife. Trebuia cu cât? Cu 5, cu 10%. Dar în mijlocit, totuși era un surplus oricare. De ce nu s-a racordat tariful la apă? Da. Și de ce s-a primit așa datorie? În primul rând, aș spune că datorie pentru apă, numai la Red Nord, 1 milion, la Aqua Nord, la Soroca, tot la fel 1,5 milioane, la Red Nord Vest și așa mai departe. Eu vreau să vă spun că numai pentru energie apă canal trebuie să plătească lunar cel puțin 2,5-3 milioane lei. Și nu plătesc. Și de atât nu plătesc, că n-au de unde. Salariile tot la fel, peste 1 milion și așa mai departe. Și de aceea s-au făcut neregulile date.
Aș spune că noi, totuși, primăria, ultima vreme, atrage atenție cum de ieșit din situația dată. Și aș spune că s-au făcut și unele remanieri de personal. Acum s-au redus 18 unități. Asta va fi... sau vom economisi 1.200.000 de lei. S-a făcut, totuși, un control riguros și acum, totuși, merge și mai departe asupra consumului resurselor materiale, energetice și așa mai departe. Dar toate acestea care rămân că acum se face și s-au făcut, în măsurile date nu vor îmbunătăți în mod cardinal situația financiară a întreprinderii. Pentru aceasta este nevoie de timp, este nevoie de măsuri cardinale, care, pe urmă, vor contribui la creșterea eficienței activității întreprinderii date. În situația creată, este foarte strict, nemijlocit ar trebui primăria să întreprinde unele măsuri. Noi venim cu unele propuneri de măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației. Măsurile astea țin de eficientizarea lucrului, de eficientizarea poate și chiar activității. Sunt, eu aș numi patru cele mai principale propuneri. Prima, asta principala pârghie pentru soluționarea situației financiare ar fi relansarea proiectului de racordare a întregii regiuni de nord republican la apeductul Soroca-Bălț. Dacă vor fi conectate 5-6 raioane, atunci se poate de vorbit despre mărimea volumului apei vândute și este posibil la direct de primit investițiile de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Proiectul dat are un viitor și ar fi normal ca să fie reconectat. Acum, eu am fost la o ședință la Ministerul Economiei, unde s-a discutat iarăși din nou problema dată. Și am înțeles așa, că toate raioanele sunt gata, au semnat, adică au primit decizii la consiliile raionale, în afară de municipiul Soroca. Acum e vorba 3-4 iulie, scotărască și ei. Dacă ori hotărâ, mergem înainte. Deja Banca Europeană a transferat Guvernului Republicii Moldova 10 milioane euro pentru acest proiect. Și dacă vom face tot posibil ca și Soroca să fie conectat la chestia asta, ca să deie consământul, atunci proiectul dat are un viitor bun și nobil. Asta e una. Doi. E vorba de transmiterea datoriilor întreprinderii față de Red Nord și Red Nord-Vest la întreprinderea republicană Moltrans Electro. Cândva s-a făcut lucrul ăsta. În anii 2011 era chiar și o hotărâre a guvernului. Și s-ar putea și anul ăsta de făcut lucrul ăsta. A treia propunere, și ea este foarte, foarte necesară, asta anunțarea moratoriului asupra înghețării datoriilor istorice până la 1 ianuarie anul 2020. Și înghețarea datoriilor în folosul la Red Nord și Red Nord-Vest și mai ales ridicarea sechestrului de pe conturile bancare. Dacă nu vor fi ridicate sechestrul, dacă nu va fi ridicat
și nu vor dezbloca conturile bancare, atunci noi nu putem finanța absolut niciun creditor. Adică, într-o oarecare măsură, întreprinderea se îndreaptă spre o autolichidare sau cum are și... Asta e evident, evident merge spre asta, dacă nu vor fi primite niște măsuri radicale pentru susținerea întreprinderii date. Și am vedere, dacă nu vor fi aceste trei momente care v-am enumerat, exact venim în punctul cel. Dar dumneavoastră ați avut discuții, ați purtat discuții, de exemplu, cu fosta conducere sau cu actuala conducere a regiei Apă Canal? Ce se întâmplă? De ce au acumulat aceste datorii? Și nu numai istorice, dar și față și de creditori. Cum au argumentat ei? Am înțeles că acum a fost schimbat și șeful la Canal. Șeful nu mai schimbă situația într-o bună zi. Dar totuși eu aș spune că și fosta conducere ridica problemele date. Pur și simplu și cei de la centru nu prea au atras atenție la chestia asta. Numai cu promisiuni. Uh-huh. De ce s-a primit așa situație? De ce ar fi normal ca să implice și dumneavoastră în chestia asta? Noi, eu vă spun că populația, cetățenii, nu vor rămâne fără apă. La urmă urmii, noi avem și o ieșire de rezervă. Noi iarăși putem să mergem la soldurile, la sondele arteziane noastre. Asta trebuia cu un timp oricare, 2-3 săptămâni, dar totuși alte ieșiri n-am avea, dacă o să ne închidă toate porțile. Bine, dumneavoastră, la fel la ședința Consiliului Municipal de ieri, ați menționat și despre o ședință a Guvernului cu privire la situația socială, economică din municipiul Băț. Adică, Guvernul condus de actualul prim-ministru Pavel Filip să abordeze problema Bățului în una dintre ședințele sale. De ce dumneavoastră insistați asupra acestei ședințe și ieri s-a propus în Consiliu sau s-a votat mai exact o decizie în acest sens? Ce se întâmplă? Puteți să ne dați noi, dacă ați audiat ce am vorbit, altă cale noi n-avem. De ce? În primul rând că de la bun început, când s-a format bugetul, pe 2016, noi mizam pe legea 246, care prevede pentru autoritățile locale un fond de compensare. Dacă în 2015 au fost fondul cealaltă de 15,4 milioane, noi și anul ăsta tot l-am introdus în buget. Și acum, când cerem fond, ca să ne fie nou alocată suma dată, asta e una la mână, și doi, anul trecut, 27 de milioane n-au fost transferate din centrul municipiului Bălț. 27 de milioane plus 15 milioane avem peste 42 de milioane. Spuneți-mi, vă rog, cum se poate de lucrat, de susținut toată sfera bugetară în municipiul dacă nu ți ajung 42 de milioane? Este un deficit bugetar. Un deficit bugetar. Și acum, peste tot, am scris, am fost pe la toți. Este una și bună. Și că bani nu-s, nu așteptați nimica, am bugetar s-a terminat și ne scuzați. Că situația e foarte complicată. Ni s-a scris că anul trecut, în 2015, n-au fost transferate organelor publice locale 540 de milioane. Nu și. Dar totuși, banii cei, noi anul trecut, iată, din 27 milioane, 10 milioane era pentru energie termică, electric, pentru învățământ. Noi deja anul ăsta, din banii noștri, am acoperit datoriile anului trecut. Dar ce facem noi până la finele anului? De unde să-i luăm? Și că căutați? Asta nu se face așa cu... Dar cine a argumentat așa, căutați? Ministerul Finanțelor. Am fost la o ședință cu prezidată de prim-ministru.
Actualul. Și toți absolut tot ridicau problema asta financiară. La fel și eu am abordat problema și cu apeductul Soroca, problema cu finanțarea, adică de anul trecut și anul ăsta, față de promisiunile care au fost din 2015. Am ridicat problema și cu spații locative pentru băieții cei care deja sunt absolvente sau părăsesc internate. Ei nu zbălțesc, dar nu contează, ei la noi stat. Și ei trebuie să îi asigurăm cu spații locative. Dar noi trebuie, dar acoperire financiară, de unde luat? Asta era pe seama guvernului. Dar acum, ce că descurcați-vă singuri. Și ni s-a spus că nu așteptați mai mult nimic decât va fi precizat. Asta e una. Și doi, așteptați aprobarea bugetului 2016, adică în iulie, și vă rugăm să corelați necesitățile voastre cu aceea ce se vă convine pentru municipiul Băț, pentru bugetul municipiului Băț. Asta înseamnă că noi deja trebuie să micșorăm bugetul cu minimum cu 15,4 milioane lei. Deci, gaura asta bugetară trebuie să fie micșorată până la zero. De ce trebuie de rupt, de tăiat? Din ce? Din sfera socială. Și acum ce facem? Deci, întrebarea e foarte serioasă. De ce am abordat problema dată și noi nu ne-am oprit? Și noi mai avem și alte momente. Cam nu prea ne aranjează atitudine față de bugetul municipal. Și de ce noi dorim totuși cumva să facem, să pregătim o analiză economico-financiară, socială, și aș dori ca totuși blocul este economic, social, a guvernului să vie la noi, la fața locului, să ne întâlnim aici, împreună cu societate, împreună cu primăria, să vedem cum de rezolvat problema dată. Bine că găsiți, dar cum, de unde de luat și așa mai departe. Să vadă la fața locului. Eu mă uit la bugetul municipiului Chișinău. La noi e bugetul de 416 milioane. La dânsii e 3, 3 miliarde. Stați, oameni buni, municipiul de cât? De 5 ori e mai mare. Las fie, până la 2 miliarde. Nu, 3 miliarde. Pentru municipiul Bălț, 226 de milioane transferuri, la municipiul Chișinău, 1 miliard 216. Unde e echitatea? Să vedem chiar după personal la fiecare... Dar care sunt vărsările în buget din impozite, de exemplu, din partea municipiului Bălț, în fiecare an? În fiecare an noi transferăm din teritoriul municipiului Bălț peste 1 miliard 400 de milioane. Păi atunci trebuie măcar 50%, măcar 40%. Nu este. Dar ce de ce eu vă spun că, vedeți, 250 de milioane, asta e a cincea parte, așa se. Și de ce noi nu putem? Că lumea vede că ba drumuri nu ba nu se construiește, ba se dărâmă clădirea, ba nu se repară școlile, grădinii și așa mai departe. De unde? Dar ar fi mai bine să avem o autonomie financiară. Nu, asta ar fi minunat, dar nimeni n-a să vă dea voie ca să faceți o autonomie. Dar trebuie totuși să fie o echitate oricare. Pentru eu nu vorbesc de ce că noi cerem ceva supra. Noi cerem măcar pentru supraviețuire. Noi avem acum bugetul nostru e aprobat la nivel de 63% față de minimum pentru existență. 63%. Dați-ne, nu, ar trebui să fie cel puțin 620-630 de milioane. Și atunci era vorba pentru o planificare, pentru o prognozare și așa mai departe. Dar în situația dată, când ne aflăm acum,
Noi am aprobat, știți dumneavoastră despre asta, știe toată lumea, am aprobat strategia dezvoltării durabile. Asta e pâinea mea. Pe 2016-2019, și acolo sunt indicate speciale proiecte, speciale finanțări și mai departe. Spuneți-vă, rog, cu ce ieșim noi la anul, peste un an de zile, în fața populației? Noi deja trebuie să încercăm să facem una, două, trei și așa mai departe. Niște poziții care cer finanțare. Și de aceea întrebarea nu se rezolvă. Noi deschidem uși, noi suntem transparenți. Dar totuși dorim ca să fie și transparenți din partea celorlalte. La fel. Da. Domnul viceprimar, iată, telespectatorii au transmis și unele întrebări, bineînțeles, în limba ruscă, este specificul localității. Avem aici lista, iată, doamna Margarita Șcurco vă întreabă, я верю, что когда-нибудь и на Памантене, Шевченко будут красивые бордюры, тротуары, и вообще будет красиво везде. Бельце все от нас зависит. Când totuși vor avea și cei din alte zone a orașului bălți astfel de bărturi, trotuare? Că am văzut că și în Întrebarea asta e să înțelegi că din discursul nostru nu se vede când va fi și ce va fi. Dar aș spune totuși că începând din 2016 noi avem un plan stabilit, o perspectivă totuși pentru a repara și drumurile și chiar și în interior, tortuarele și așa mai departe. Și acum este o dispoziție a primarului din aprilie 2016, e publicată pe site-ul nostru, acolo unde deja sunt stipulate ce și cum. Vreau să vă spun că anume anul ăsta tortuarele și așa mai departe la Coșbuc, la Voluntarilor, Ștefan cel Mare acolo, între blocurile 6-1, 6-3, 8-1, 8-3 și așa mai departe. Până când vreau să vă spun că la pe strada Cutare, care a fost spus, în anul ăsta nu este prevăzut de făcut cât ceva, dar totuși pe viitor... Vă veți strădui. Înțelegi că nu numai noi, dar totuși avem în vedere lucrul ăsta. Alexei întreabă că la regia pe canal Bălți a fost schimbat directorul și dacă cei care au comis aceste fără de legi la pe canal fostă conducere va fi trasă la răspundere. Până când eu aș spune că fostul director în concediu, acum îl îndeplinește funcții domnul Muraru, Dumitru, aș spune că întrebarea este cum acolo, că dacă vor fi trași la răspundere. Da, noi nu putem vorbi despre asta, în primul rând, pentru asta trebuie un temei oarecare. Conform legislației în vigoare, trebuie să fie un temei pentru a trage la răspundere. Карина, я там не могу сюда как-то пытаться распомнить. Местные власти планируют объединить МПД РСУ и спецавтохозяйство. Зачем? И кто будет эти предприятия возглавлять? Я там могу как-то пытаться не вспомнить. Если сказать одним словом, такого объединения не будет, не предвидится. Значит, это наоборот, речь идет о том, чтобы восстановить обратно это предприятие спецавтохозяйства. А это ДРСУ, это предприятие, которое занимается дорогами, ремонтом и так далее. Поэтому тут это разные направления. Поэтому не предвидится такого объединения. Вот Елена спрашивает, ну, мы все шагаем в эру технологии, но сайт примарии за последнее время, его, допустим, картинки, ну, очень страдает. Когда будет... Значит, если вы заметили, он не то что страдает, он уже по сравнению с тем, что было, он вообще уже нормально выглядит. Сейчас работает целая бригада для того, чтобы изменить ему, дать уже вторую жизнь. Поэтому и закупается и техника, и ребята работают над программами, так что обновление предвидится.
Вице-мэр Игорь Шеремет рассказал о том, что местная власть договорилась с Чет-Нордом и государственными ведомствами о начислении пени за долги по теплу для малоимущих. Чтобы эта договоренность имела реальную силу, она должна быть опубликована в монитор официал, и чтобы потом не оказалось, что пеня снова начисляется. Ну, речь идет, что монитор официал она не будет, потому что это будет незаконно, так сказать. Но договоренность при Марии с Чет-Нордом есть, но она будет решаться, это будет, но она будет решаться в индивидуальном порядке. Такая у нас договоренность, чтобы предприятие посмотрело, насколько это реально и надо ли идти на такой шаг. Такая договоренность есть, поэтому в индивидуальном порядке будут решаться эти вопросы. Вот Константин задает вопрос. Ремонт дворов и их расширение началось на 9-м квартале. А какие еще районы в этом году планируется обустроить? Обустроить еще район 8-го квартала. Как решается проблема со строительством мусоперерабатывающего завода? Значит, мы бы уже давно начали эту работу. Вот, потому что есть и хорошие намерения в этом плане. Но, как вы знаете, у нас это, в кавычках, мусорная проблема, с которой все жители знакомы. Значит, было дано в концессию. И им дан и полигон, и, значит, уборка и так дальше. Мы сейчас находимся с ними в судебных разбирательствах. Пока эти судебные разбирательства идут, мы не можем представить полигон, мы не можем представить место для постройки этого мусороперерабатывающего завода. Это раз. И во-вторых, чтобы решить эту проблему, есть еще один контракт. Они должны были построить, другая фирма, там через них должна была начать строительство этого завода. Этот контракт тоже не разорван. Поэтому пока идут вот эти судебные разбирательства, значит, мы не можем приступить к решению данного вопроса. Это проблема с компанией Solution, да. И поэтому но у нас намерение есть, и подбирается и хорошее место. Вот, надо решить тогда уже через правительство. Мы предлагали район танкового, значит, танкодрома, где-то в том или в другом месте, но этот вопрос находится на контроле, и если будет решен вопрос с этими фирмами, значит, мы приступим к данной работе. Хочу сказать, что вот эти концессии, которые по уборке и так дальше, мы без них, как вы видите, значит, справляемся. Вы это убирает и ЖКХ, и БИО. И вы видите, насколько чище стал город. И мы за полгода сэкономили 9 миллионов лей по сравнению с прошлым годом. Значит, копейка. Да, собирается. Да. Денис спрашивает, почему не ремонтируются дороги ночью? Днем много неудобств для водителей. Ну, это... Ну, как... Многие так говорят, но я хочу довести до сведения жителей города, что согласно постановлению с 2008 года, значит, в ночное время, это с 10 вечера до 7 утра, это время тишины. И мы не имеем права, согласно законодательству, нарушать эту тишину. Иначе мы подпадаем под действие административного, значит, да. Поэтому, да, административного правонарушения. Поэтому и ночью не проводится, не разрешается. Юрий Дмитриевич Чопу спрашивает, разработали ли инвестиционный гид города Бельц? И когда пройдет форум предпринимателей в городе? Да, вопрос... очень актуальный. Значит, речь идет, что мы ведем разговор об этом, и довольно широко уже он обсуждается и на территории Бэлс, и в других регионах. Мы согласны с тем, что нам необходим этот гид инвестиционный, потому что надо показать лицо, надо показать перспективу. Он не так просто делается, этот гид. Мы сейчас только собираем материалы для того, чтобы это его собрать и показать. Работает в этом плане, мы привлекли ПНУД, то есть организацию, Всемирную организацию через ООН,
для того, чтобы нам помогли и финансово, потому что это требует, это книга, которая будет представлять все, чего необходимо, и что мы бы хотели показать, и какие инвестиции необходимы. Поэтому это вопрос у нас в разработке. Значит, мы подготовили уже ряд предложений. В начале июля месяца приедут специалисты в этом плане, и уже проанализировав наши предложения. Мы наши предложения подали им, вот они пнут так сокращенно. Они прибудут к нам, они были 2 недели тому назад. Значит, и уже будем работать в плане проведения форума. Форум, видимо, затянется, потому что если мы его хотим сделать собственными силами, это одно. Но нам надо будет привлечь и другие, значит, структуры, для того, чтобы он был международный, для того, чтобы он был показательным, чтобы он имел какой-то экономический эффект в дальнейшем, можно было сразу заключить договора и так дальше. Мы работаем в этом плане. Я думаю, мне очень приятно, что все-таки жители нашего города интересуются таким вопросом, то есть нашим будущим. Очень приятно. Спасибо за вопрос. Какие вот... Где-то 2-3 месяца назад был объявлен конкурс рационализаторов. И какие идеи рационализаторов будут внедряться в Бельцах? Очень правильно. Мы в этом году организовали такой конкурс. Я вам должен сказать, что имеется около 15 предложений рационализаторских. Мы на одном из заседаний уже рассмотрели. Я об этом говорил и по телевидению. Но хочу вам сказать, что 28 числа в 15:00 334-м кабинете мы пригласили комиссию, я являюсь председателем этой конкурсной комиссии, мы пригласили тех желающих, которые участвуют, которые предложили свои варианты, для того, чтобы заслушать их и определиться, кто все-таки займет первое, второе, третье место. Значит, вчера на заседании совета, согласно распоряжению примара, которое было принято еще в феврале месяце, нам выделено на премирование 10 тысяч лей. То есть мы премируем эти места, вот, победителей и ряд грамот. Хочу сказать, что это только начало. Я думаю, на будущий год эта компания приобретет более такой действенный вид и заинтересуются многие этим вопросом. Вот работники центрального рынка спрашивают, что они против строительства парковки на центральной площади. Какие гарантии того, что ее все-таки не построят? Ну, я должен ответить, это кто руководит? Это работники рынка. Работники рынка. Хочу вас успокоить по этому вопросу. Значит, на той неделе состоялся градостроительный совет у нас с участием примара. И этот вопрос был отклонен, то есть представила Кишиневская, значит, Кишиневский проектный институт, представил нам сам проект с этой парковкой в центре. Значит, градостроительный совет этот вопрос отмел, то есть никакой парковки в центре не будет. Предполагается несколько мест, вот, но одно из мест это на где был раньше завод, вот тут в центре, или, допустим, там на улице Достоевского и между Достоевского и Пушкина. Но это уже, значит, будет на сайте, там, чтобы участвовало и гражданское общество. Пусть предлагает свои варианты и так дальше. Но на центральной площади парковки не будет. Поэтому она будет сохранена как пешеходная эта площадь. Потому что это не... Но она самая большая площадь в стране. Да, но это площадь та, которая может красить наш город Бельц. Еще такой вопрос. Как вы думаете, когда же эта идея о платных парковках в городе Бельц? Ну, допустим, как и в России есть, и в некоторых странах. И вы знаете, рассматривает этот вопрос. Мы рассматривали, мы даже начали с того, что где можно сделать эти парковки, вот такие платные парковки. В городе у нас Белц имеется где-то 60 мест таких, что можно бы сделать. Но это требует, во-первых,
финансовых средств, потому что если делать такие платные, они должны быть оборудованы. Они должны быть, ну, так сказать, по последнему слову уже, что он пришел, карточку кинул, заплатил и ушел, чтобы не было всех этих моментов негативных. Поэтому разговор идет об этом. Мы даже думали, что найдутся некоторые инвесторы, которые смогут показать, как это делается и что это даст. Если будет эффект от этого, мы пойдем дальше. Поэтому пилотные проекты у нас разрабатываются. Спасибо вам за интервью и желаем удачи. Вы мулцумяс, партия молодцы.